Salut și bine ați revenit pe canalul nostru! Astăzi vom vorbi despre 5 lucruri pe care tu trebuie să le știi înainte de a avea un husky. Fac acest video special pentru cei care vor să aibă un husky, dar nu știu cu adevărat ce înseamnă să ai un husky. Într-adevăr, husky sunt câini foarte frumoși, dar dacă nu știi cu adevărat ce înseamnă să întreții unul, acesta poate deveni chiar o problemă foarte mare pentru tine. Așa că, dacă vrei să-ți iei un husky în viitorul apropiat, acest video este pentru tine. Așa că hai să te ajut să cunoști mai multe despre această rasă. Numărul 1. Husky sunt câini foarte încăpățânați. Foarte, foarte încăpățânați. Și tocmai de asta este un câine destul de greu de dresat. Și asta din cauza faptului că ei sunt câini foarte inteligenți. Nu mai menționez faptul că sunt câini independenți și îndeajuns de inteligenți ca să realizeze că... Hei, stăpânul meu nu are o gustare sau o recompensă în mână, așa că de ce ar trebui să-l ascult? Deci da, după probabil cum v-ați dat seama, eu am aici o gustare în mână, o recompensă pentru a o putea face pe Maya să stea liniștită în fața camerei, pentru că altfel ar pleca. De ce? Pentru că, după cum am spus, este încăpățânată și îndeajuns de inteligentă să nu se supună la ceea ce îi spun eu dacă nu primește o recompensă. Deci, după cum vedeți, aceasta este dovadă că un husky este foarte încăpățânat. Doar așa Maya va putea sta în fața camerei. Mereu îmi spuneți prin comentarii că Maya este foarte deșteaptă și foarte bine dresată. Dar, ei bine, acesta este rezultatul la multor săptămâni și chiar luni de muncă, în care am avut nevoie de foarte multă răbdare, pentru că Maya este încă foarte, foarte încăpățânată. Doar din cauza faptului că este foarte inteligentă, după cum v-am spus. Așa că, dacă în continuare vrei un husky, să ai în vedere faptul că vei avea foarte mari bătăi de cap în ceea ce privește dresajul și educația lui. Mai ales dacă îl iei de pui. Pentru că atunci când este pui, este și foarte neastâmpărat. Și trecem la numărul 2. Husky sunt câini foarte energici. Husky face parte din categoria câinilor muncitori. După cum știți, câinele husky este folosit în țările reci la trasul saniei. Și din acest motiv au foarte multă energie și rezistență fizică. Ei pot alerga la viteze destul de mari pe distanțe destul de lungi. Și cu toate acestea, nu cred că ai să vezi vreodată un câine husky care să fie obosit. Spun asta din experiență, pentru că odată am fost cu Maya la o plimbare de 42 de km cu bicicleta. Da, ați auzit bine, 42 de km în care Maya în mare parte a alergat tot drumul. Și cu toate acestea, nu prea s-a arătat obosită. Fiind și foarte jucăuș, are mereu nevoie să petrești timpul cu el. Și întotdeauna trebuie să ai în vedere faptul că unui husky trebuie mereu să îi consumi energia. Pentru că în cazul în care un husky este prea energic, acesta va deveni destructiv, pentru că se va plictisi și va începe să sape, să roadă și așa mai departe. Și nu cred că vrei asta. Deci, dacă și acum în continuare vrei un husky, să ai în vedere faptul că trebuie scos la plimbare des, pentru a-i consuma cantitatea absolut ridicol de mare pe care o are. Numărul 3. Câinele husky este destul de vorbăreț. Nu este cazul lui Maya, dar după cum știți, în unele dăți chiar este destul de vorbăreață. Dar comparativ cu alți husky, Maya este destul de tăcută. Dar, vorbind la general, câinele husky este destul de vorbăreț. Nu latră, dar în schimb urlă, pentru că se trage din lup. Uneori pur și simplu am și eu momente de genul când mai stă liniștită, doarme și dintr-o dată începe să urle, să latre, pur și simplu să vorbească. Deci, să fii pregătit pentru asta. Și să fii pregătit în cazul în care ai vecini, că uneori s-ar putea să îi mai deranjeze sunetele scoase de husky-ul tău. Deci să fii pregătit și pentru asta. Trecem la numărul 4. Câinele husky este un maestru al evadărilor. Adică ce înseamnă asta? Dacă stai la curte, cum este și cazul meu, un husky întotdeauna va găsi o portiță de scăpare. Ce înseamnă asta? Întotdeauna va căuta să scape din curte, să meargă, să exploreze, să se plimbe. Chiar și fără tine, adică de unul singur. Va rupe garduri, va săpa prin pământ, va sparge absolut tot ce stă în cale. Au fost și cazuri în care husky-ul meu chiar a sărit un gard de vreo 3 metri înălțime. Și să ai mare grijă cazul în care ești
pe stradă, să nu-i dai drumul din lesă pentru că va fugi departe de tine, dorind să exploreze absolut toată zona. Sfatul meu este să mergi într-un câmp deschis, cum sincer și eu fac, și o las pe Maia liberă să alerge în voie și, în cele din urmă, se întoarce de una singură, după ce o obosește. Bineînțeles, nu este problemă dacă îl ții într-un apartament, pentru că nu are unde să fugă, doar închide geamul ca să nu sară pe geam și înțelegi. Dar dacă ești la curte, cum să zic, blindează-ți toate gardurile să nu poată fi rupte, sparte sau sărite, astfel încât husky-ul tău să nu poată scăpa și să nu fugă de acasă. Deci dacă în continuare, după toate aceste lucruri, vrei în continuare un husky, sincer, te felicit! Așadar, dacă vrei în continuare un husky, să ai mare grijă să nu îi dai ocazia să evadeze și să fugă de acasă. Și trecem la ultimul lucru, lucrul 5, care, credeți-mă, pentru mine este cel mai problematic, și anume, husky năprâlește foarte, foarte mult. Adică foarte, foarte mult. După cum știți, husky este un câine care este făcut să reziste la temperaturi foarte scăzute, deci are o blană foarte stufoasă. Mai exact, o blană dublu strat. Blana pe care vedeți voi desubt este blana propriu-zisă, iar dacă stăm să ne uităm de desubtul acestei blăni propriu-zise, vedem o a doua blană, și anume lână sau puf, sau cum voi să spuneți. Iar asta înseamnă blana dublu strat, care o protejează de frig. Chiar dacă Maia nu este în acea perioadă a anului în care își schimbă blana, după cum vedeți, ea în continuare lasă păr și năprâlește. Da, husky năprâlește continui. Iar atunci când este în acea perioadă a anului, mai exact, câinele husky își schimbă blana de două ori pe an, în cazul lui Maia se aplică asta la începutul verii și încă o dată la sfârșitul toamnei, adică începutul iernii. Iar asta înseamnă că toată lâna de sub blana propriu-zisă, de sub primul strat de blană, efectiv pică. Smocuri de păr pică peste tot. Și efectiv toată curtea este împânzită de păr. Chiar am avut cazuri în care a ajuns blană de la Maia și în curtea vecinilor. Nu că am avut probleme sau ceva, dar doar mi s-a atras atenția. Uitați, a mai căzut un fir de păr. Da, e al tău, e al tău. Uite, vezi cât păr lași. Trebuie să curăți iar după tine. Deci, întorcându-ne la năprălire, câinele husky își schimbă blana de ori pe an. Iar atunci când își schimbă blana, procesul durează undeva la o lună. Iar în acea lună, crede-mă, vei avea foarte mari bătăi de cap. Până și pe hainele tale va fi foarte multă blană. Curtea vecinilor, după cum am zis, în toată curtea, chiar și în casă, bineînțeles. Și în cazul în care stai la bloc, te vei descurca extrem, extrem de greu, pentru că tot apartamentul va fi efectiv plin de blană. Un lucru foarte important, nu contează cât de agresiv și cât de mult năprâlește husky-ul tău, orice ai face, să nu îl duci la tuns, să nu-ți tunzi husky-ul, să nu scurtezi cu mașina de tuns blana husky-ului sau să nu-l duci la un salon prin care să îl tundă. Pentru că blana, chiar dacă este groasă, aceasta îl protejează de razele ultraviolete ale soarelui. Deci, un lucru foarte important. Câinele husky nu se tunde. Pur și simplu, el se adaptează de unul singur. Cum am spus, este un câine independent. Deci, se adaptează singur la temperaturile care sunt mai crescute, prin năpârlire. Și prin faptul că se protejează de restul, cu restul de blană, de razele ultraviolete. Pur și simplu, trebuie doar să îl țin la un loc răcoros pe timp de vară, cum am mai spus în multe alte clipuri. Și metoda pe care o mai adopt eu pe timpul verii, în zilele foarte călduroase, aici, după cum vedeți, furtunul, ți-o țin pe Maia și dă-i cu apă. Și nu este nicio problemă să facă insulație sau ceva de genul ăsta, pur și simplu se răcorește. Pentru că blana, da, mai are rol și de a absorbi umezeala. De a nu lăsa apa să facă contactul cu pielea. Pur și simplu doar îi scade temperatura corporală. Deci nu vă faceți griji. Deci dacă în continuare vrei un husky, din nou te felicit. Dar să ai în vedere că o să ai cea mai mare bătaie de cap cu năpârlitul. Deci un lucru foarte important. Nu vreau să te sperii sau să te fac să nu îți iei un husky. Pur și simplu fac acest video pentru a te pregăti pe tine pentru ceea ce te așteaptă. Dar trecând peste astea, câinele husky este un câine foarte iubitor, foarte jucăuș, foarte loial
și este destul de cuminte. Bineînțeles, dacă știi cum să le duci. Și cum să-l faci să stea, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Bun, o să închei clipul aici și o să-i dau drumul lui mai afară pentru că asta vrea. Mulțumesc tare mult că te-ai uitat, sper mult că te-am ajutat cu acest clip și deja mai... Și deja o vedeți pe Maia cum vrea să plece. Hai că încheiem clipul aici și ne vedem în următorul video. Ciao!